Bună și bine v-am regăsit! M-am gândit să vin cu niște recenzii și astăzi vreau să povestim puțin despre Jean Pogotier Divine. Sincer, când l-am testat prima dată, mi-a plăcut, dar am zis, de fapt, nu i-am dat atenție pentru că eu eram atunci în căutarea parfumurilor pentru perioada rece și nu pot să zic că l-am analizat chiar atât de bine. Mi-a plăcut, am zis, ok, lasă că vedem noi la vară. Și acum sunt în căutarea parfumurilor pentru perioada rece. Eu l-am testat pe acesta în magazin și mi-a plăcut, dar nu prea l-am băgat în seamă. Acum l-am analizat mai bine, am avut această mostră și e total diferită experiența testării unui parfum în magazin și când ai un decant, o mostră acasă și poți să-l analizezi, să vezi cum se dezvoltă, să vezi cum persistă și persistă bine. Divine e foarte bun din punctul acesta de vedere, îmi place parfumul și îmi place și mirosul. Zic eu că este un parfum de avut în colecție, sincer. Chiar îmi place foarte mult, îmi place și sticla. Prima dată când l-am testat, cred că toamna, am zis, ok, miroase bine, nu mă interesează prea tare pentru că îmi place prea mult sticla și tot o să mi-l iau la vară. Dar acum mi-a rămas gândul la parfum și nu mi l-am luat la reducerile de pe Military, dar mai vin și altele și cred că o să intre în colecția mea. Încerc să mă abțin pentru că îmi plac multe parfumuri. Îmi plac multe și nu pot eu să le am pe toate în colecție. Dar din ce am testat în ultima perioadă, pot să zic că acesta își merită locul în colecție și pe el mi-l doresc foarte mult. Ok, nu vreau să vă spun notele, o să le pun pe ecran, o să vă spun exact la ce mă duce pe mine cu gândul acest parfum și ce mi-inspiră mie. Oricum, testați-l, pentru că cel mai bine este așa, mai ales că se găsește în magazine. Dar să vă spun părerea mea despre el. În primul rând că mi-l doresc în colecție și că îmi place foarte mult. În al doilea rând, să știți că atunci când l-am testat prima dată, nu am simțit deschiderea aceea minunată, nu am fost prea atentă, nu știu ce s-a întâmplat, dar acum... Pot să zic că are o deschidere diferită, deosebită, foarte frumoasă. Are o deschidere de fructe reci, fructe cu gheață. Este o deschidere pe care n-am mai întâlnit-o la alte parfumuri și asta îmi place foarte mult. În uscare, când se dezvoltă, mă duce cu gândul și la alte parfumuri. O să vă spun la ce parfumuri mă duce cu gândul, dar deschiderea asta îmi place rău de tot. Deci, în primul rând, îl văd un parfum pentru perioada caldă, pentru mine este parfumul perfect pentru vară și în mare se deschide cu o aromă fructată și proaspătă, este ușor sărat și dulce totodată, deci este pur și simplu divin, îmi place mult. Simt așa ca un bol de fructe reci cu gheață, flori uscate, imortele, o să vă spun de ce mă duce cu gândul la imortele imediat. Se simte o aromă ca și cum ar fi, nu știu, mă duce cu gândul la lemne uscate plimbate de mare, plimbate de apă. Văd exact imaginea aia de plajă sălbatică, cu lemne pe plajă, cu scoici, cu frunze, adică o plajă ceva mai sălbatică, dar miroase și a un desert dulce sărat. Are ceva acolo ca o înghețată cu caramel sărat. Mă duce cu gândul și la mirosul acela de cremă de loțiune de plajă. Bine, nu vă gândiți la parfumurile acelea cu ilang ilang și cocos care vă duc cu gândul la cremă de plajă. Aici este mai mult un miros parfumat, un miros de piele încălzită, de soare, de piele bronzată și da, este un parfum care mă duce exact cu gândul la vacanța de vară, la
relaxare, la soare, la bronz, la piele încălzită de soare, parfumată și la mirosul acela sărat și pudrat totodată, chiar simt o aromă pudrată, dar este și proaspăt și răcoritor și dulce și sărat. Are foarte multe nuanțe parfumul acesta. Deci are deschiderea aceea foarte frumoasă, izul fructat, sărat și dulce. Mă duce cu gândul și la alte parfumuri, cum ar fi Kenzo World Power, acela cu imortele, EDT. Cu imortele, acolo simt eu o aromă de imortele sărate, pudrate. Așa simt și aici. Miros de lemne sărate, pudrate. Avem deschiderea aceea fructată, rece, plăcută, dulce. Avem apoi izul acesta pudrat de flori sărate și lemne uscate sărate. Și avem o bază care mă duce cu gândul la Umanity. La izul acela, ca să vă faceți voi o idee de smochină, frunze de smochină și caviar. Știți voi aroma aceea despre care lumea spune că miroase a pește, mie nu mi se pare așa, dar nici nu știu cum miroase caviarul. Cert este că miroase a mare, miroase a sare. Dar totodată nu știu cum să descriu aroma, probabil că voi cunoașteți Umanity și în uscare se duce în zona aia. Iar eu mi-am făcut așa o idee despre cum aș putea descrie uscarea asta și dacă cunoașteți Umanity s-ar putea să vă faceți și voi o idee. Cumva, smochină, frunze de smochină, e o aromă proaspăt, așa, mai ciudățică ea, dar mie îmi place foarte mult. Dar și caviar, să zicem că este ceva legat de apă, de mirosul acela sărat. Nu vă duceți cu gândul la chestii nasoale. Dacă nu v-a plăcut Umanity, s-ar putea oricum să vă placă acesta, pentru că uscarea nu este atât de țipătoare cum este în Umanity, este destul de bine echilibrat parfumul. Și dacă nu v-a plăcut Umanity, s-ar putea să vă placă foarte mult acesta. Nu este atât de puternic, nu este atât de înțepător, să zic așa, izul acela, dar nu ai cum să nu-l recunoști. Adică, în rest, nu pot să zic că seamănă cu alte parfumuri, oricum este unic pentru că v-am zis. În mijloc are izul acela pudrat, sărat, de flori uscate, de lemne uscate, de piele încălzită de soare, dar deschiderea este clar ceva ce n-am mai întâlnit. Aroma aceea proaspătă, un pic sărată, dulce, are și izul acela de înghețată, de caramel sărat, e preferata mea, apropo. Și, per total, este un parfum foarte frumos pentru vară, vi-l recomand cu tot dragul. Îl vreau și eu în colecție, chiar mi-l doresc în colecție din ce în ce mai mult. Și de câte ori l-am testat, pot să zic că am zis gata, mi-l iau. Mi-l iau, nu se poate. Deci este un parfum foarte frumos, este un parfum proaspăt și dulce totodată și pudrat și sărat. E minunat. Sper că m-am făcut înțeleasă cu acest review. V-am dat niște exemple de parfumuri la care mă duce cu gândul, dar nu înseamnă că este la fel. Deci v-am zis doar așa ca și aromă, în ce zonă mă duce cu gândul. Deschiderea clar, deschiderea aceea fructată și rece îmi place foarte, foarte mult. Apoi când se dezvoltă îmi place foarte mult și izul acela sărat, dulce. Gurmand aș putea să spun că mă duce cu gândul la caramel sărat, la înghețată cu caramel sărat, dar și la sare, la mare,
Dar e foarte feminin totodată, adică este un parfum feminin pentru o zeiță. La fel cum văd și parfumul Olimpia Intens, tot așa pentru o zeiță, este un parfum cald și sexy, la fel mi se pare și acesta. O să revin și cu alte recenzii, ne vedem în curând. V-am pupat, să aveți o zi minunată!